alertă de gradul 0 duminică seara în Timișoara, după ce un taximetrist a anunțat autoritățile că a descoperit un colet suspect lângă o stație de transport în comun aflată peste drum de gara de nord. Imediat în zonă s-au deplasat mai mulți polițiști și echipa de pirotehnicieni din cadrul serviciului pentru acțiuni speciale, iar traficul pe bulevardul Dragalina și o parte din Republice a fost blocat, iar mijloacele de transport au fost deviate. În jurul orei 23, un specialist pirotehnist îmbrăcat în costum de protecție s-a apropiat de coletul din care ieșeau mai multe fire și o antenă, pentru a face primele cercetări, iar după aproximativ o oră, pachetul a fost detonat. După analizarea probelor, criminaliști au stabilit că dispozitivul era format dintr-o baterie, un ceas mecanic, o antenă și mai multe fire care puteau constitui o bombă artizanală. Din fericire, în urma analizelor efectuate în laborator, s-a ajuns la concluzia că pachetul nu avea încărcătură explozivă. Dosarul a fost preluat de Serviciul Arme Exploziv și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Timiș, care continuă cercetările pentru a stabili cine și de ce a lăsat coletul acolo.